Generalul Florian Colda, scandal după scandal, după bătaia de la Marele Festival de la Dubai, apar și acum noi dezvăluiri. Victor Ciutacu vine cu toate aceste informații. Victor, te ascultăm. Dacă există ceva ce a reușit să construiască Florian Colda în mulți ani în care a împărățit peste informațiile și cătușele din România, ei bine, răspunsul e rețeaua infernală care i s-a supus și pe care a folosit-o cu succes ori de câte ori a avut nevoie. În primul rând, a împânzit managementul multinaționalilor cu oameni de-ai săi. A avut astfel la îndemână o uriașă plasă de influență peste țară care s-a activat la o simplă apăsare pe buton. Participarea uriașă și disciplinată a tinerilor frumoși și liberi la nesfârșitele meeting-uri anti-Dragnea, începând cu Ordonanța 13 și culminând cu 10 august, e cel mai bun exemplu în acest sens. 95% dintre oamenii care au suportat frigul, au luat jeturi de apă în cap și gaze în nas, habar n-aveau pe fond de ce sunt acolo. Dar repetau robotic niște lozinci fără legătură cu realitatea. Ori, să deții controlul unei astfel de mulțimi, dispus a merge orbește înainte la semnal, nu-i lucru ușor de realizat. În al doilea rând, și-a creat și fidelizat o gardă de pretorienei business-ului. Precum șarpele K din Cărțile Junglei, a amușinat pe lângă bogătașii momentului, i-a cultivat, i-a amețit, după aia i-a curățat prin chioveșii și într-un final i-a împroprietărit pe alții, agreați de el cu activele profitabile rămase după condamnați, fugiți și morți. Așa au erupt din nimic tinerii multimilionari care astăzi dau de-a dura cu banii, sfidează realitățile și oamenii obișnuiți, genul celor care cheltuie neghiobește și se afișează să vadă lumea că-s pricopsiți. În al treilea rând, prin mijloace specifice, a pus la punct un control spartan al presei. Prin înghiontirea, șantajarea și hăituirea proprietarilor și prin infiltrarea în posturile de conducere și de influență a propriilor oameni, care tot la buton diseminau, preluând unul de la altul, informațiile convenabile lui și generau campanii infernale de demonizare a celor neconformi sau care, dimpotrivă, blocau, ca un zid nevăzut, informațiile contrare intereselor sale. Rețeaua asta n-a murit, doar hibernează. Dați un simplu search pe Google cu subiectul Coldea, Antol, Dubai, Diacomatu. O să fiți surprinși să constatați cât de mulți nu au dat nimic. Totuși, faptul că un general, odinioară tot puternic, șeful militar al principalului serviciu de informații, ia bătaie și umilință ca în cartier de la unul pe care l-am fundat, e o știre oriunde în lume. Numai pentru ai lui, nu.